Dragi prieteni, sunteți la Backpack Your Life, eu sunt Cătălin, iar acesta este Daily-ul numărul 6. Ce o să vedem în acest Daily numărul 6, o să vedem lucrul cel mai... Cel mai mișto pentru mine aici în Lima, v-am povestit acum câteva zile de centrul comercial Larcomar. Mie mi se pare un loc absolut genial, ai o priveliște superbă de acolo, pe care în câteva minute o să vedeți și voi. Okay, so this is where the fun begins. Am adus aici din întâmplare, v-am spus că e locul unde mă simt foarte bine, e foarte relaxant, poți să stai, să bei o bere, să bei o cafea, nu știu, să mănânci o înghețată. E un loc foarte mișto, pe care îl recomand cu toată inima oricărei persoane care se decide să facă aici o vizită în Lima. Probabil că se va vedea ceva mai bine ziua acest loc și mai mult ca sigur o să fac un filmuleț și mâine ca să vă arăt, să vedeți cum se vede ziua. Ce am făcut astăzi? Astăzi m-am plimbat foarte mult, am alergat într-o grămadă de locuri pentru a rezolva niște chestii administrative. Iar acum am venit aici, o să mă duc la un film în seara asta, nu știu exact ce film o să văd, dar vreau să mă duc la film, chiar simt nevoia de așa ceva. Și pe urmă, probabil că o să ies undeva în seara asta, cred că o să fie prima seară în care o să ies undeva într-un club, într-un bar, ceva de genul ăsta. Până mâine, când ne revedem la următorul daily, nu vine să cred că o să urmeze daily-ul numărul 7, cât de repede trece timpul, așa, eu vă urez să aveți o zi frumoasă, să vă bucurați de tot ceea ce aveți acolo în țară, eu încerc să mă bucur aici de ceea ce am, dar un singur lucru vă spun, care este foarte important, oriunde ai pleca, oricât de departe ai fi, inima tot acasă îți rămâne. Sunt Cătălin de la Backpack Your Life, signing out!